Ușor Dar pentru să nu ce vă... sunt patru bucăți? Păi una să-i dăm și lui Adă Gavroș. Gavroș. Am făcut ouă. Foarte bun. Cum se simte nuca, nu? Din brânză. Scrambled eggs cu delicios. Brânză de horezu, cu brânză maturată cu nuci și cu castravete. Foarte bun, foarte Dacă bun. Ai venit, ți-am făcut ouă. Pâinea era interesantă. Ce pâine era? O pâine cu măsline. Da, foarte bun. De la magazin nu a fost ceva special. Da? Cât de tare. Cât de tare mi-a da. Plăcut? Poți să le bag în meniu la Palinaru? Da, noi am avut un meniu la Palinaru, scrambled eggs. Scrambled eggs, da. Păi bine, scrambled eggs, da. Da, zic așa, combinați asta cu brânza asta cu nuca. Puteți să facem tapasuri de astea dacă vrei. Cum le zici tu? Că tu le zici într-un fel. Dumicat. Poți să răști un pic mai aproape. Dumicat. Este o vorbă în Ardeal. Dumicatul mătii sau ceva de genul, nu? Asta e o înjurătură. Dumnecatul mătii, așa. Da. Bun, ca să știe lumea, Melinda e din Maramureș și de asta am întrebat-o. Din Sighetul Marmației. Din Sighetul Marmației, da. Mă rog, oarecum crescut și în Sighet și pe Valea Izei, la Rozavea, la bunici. Bun, păi am gătit astăzi ouă, pentru că tu te ocupi cu cel mai mult cu acest ingredient dintre prietenii mei. Pandemia și, e de vină. Da, și să te prezentăm așa cum trebuie. Melinda Teohari, chef and owner la Paninaro București sau Paninaro Simplu? Paninaro, bine, scrie Paninaro București pe pagina de Facebook și Instagram. Că n-am putut să luăm paninarul simplu, era luat deja. Păi paninarii sunt de la paninari, cultura exact. Bătrână italiană. Era luat deja și de acolo și paninarul Bucharest. Paninarul Bucharest, pasionată de tot ce înseamnă, după cum ziceam, ou, gătește în toate felurile și acum și-a mărit, și-a lungit de fapt programul. Deci se poate mânca ou la paninarul până, până la... Ora până la 21, da. Da, până la 21 seara. Da. Ce faci, Melinda? Cum ești? Băi, bine, dar ce ai de șef și așa, mi-am dat seama că în ultima vreme, în cel puțin de la primul lockdown, că vine și al doilea, fiți siguri. Păi deja n-a venit? N-am mai intrat în bucătărie. Și adică am intrat în bucătărie la modul că ori făceam eu chestii separate de meniu și așa, dar n-am mai intrat în bucătărie, stau să gătesc și așa, mi-am dat seama că acum vreau să intru, că n-am vreau să fac chestii de Crăciun, de Revelion, așa, facem și un eveniment pe 1 decembrie când o să facem de ziua națională, am zis că dacă tot sunt jumate îngroaică, să fac și un guiaș. Super! Excelent! E ziua tuturor oamenilor de pe teritoriul României. Toți suntem prieteni, nu? Adică până la urmă să ne înțelegem între... Și mai ales că eu am teoria asta cu guiașul, că de fapt este creat de către maghiar, dar pe teritoriul Transilvaniei. E un preparat ardelean. Da, da. Mai mult decât orice. Se potrivește de minune. Și am intrat în bucătărie ieri sau alaltăieri și mi-am dat seama că parcă nu mai știu de unde să mă apuc, ce să fac. Zici că uit. Păi prima oară, uite-te unde e plita, unde e cuptorul, unde și recrează-ți fluxul. Și cum spun lăutarii bătrâni în studiu, tată. Mai da, pune exact. Și tu mâna pe el, chiar dacă da. Nu sunt cântări, mai pune mâna pe el, că mai uiți contrabasul. Bine, hai că ați băgat ceva și acum. Și când a fost lockdown și acum, de când s-a închis înăuntru, că voi chiar faceți delivery la greu. De bine, de rău, suntem ok. Adică nu mă plâng. Nu e grozav, dar nu mă plâng. La vorba aia, l-aș mânea pe Dumnezeu, pe bărbos. Chiar nu mă plâng, că nu e atât de grav. N-au scăzut vânzările, ca peste tot, ceea ce cred că în Horeca e aceeași problemă la toți cărciumarii, dar deocamdată suntem ok. Eu doar sper să rezistăm până la în primăvară, că toată lumea își pune bază în primăvară, aia de parcă a doua vinerea lui Iisus. Pentru că vorba fostului șef de stat al României, pentru că iarna nu-i ca vara. Iată ce valențe deosebite a căpătat vorba asta de care noi râdeam acum ceva vreme. Ai măcit în penia asta, iarna nu-i ca vara, vara nu-i ca iarna. Se pare că într-adevăr exact. Vara nu-i ca iarna, da, din toate punctele de vedere. Să te întrerupem înainte să încep. Întrerupem înainte să încep.
mi-am dat seama că mai fac 2 ani în București și am practic efectiv vârsta pe care aveam când am plecat din Sighet. Mm. Adică eu am plecat la 18 ani jumate și am 35 și eu de 16 ani deja în București. Și mai ai un pic și devii bucureștean că în egală măsură cât ai fost maramureșeancă. Da, exact. Practic, nu pot să zic că nu prea mai sunt, cred că, din Maramureș, cât sunt din București deja. Eu cred că tu ești mai din Maramureș decât oamenii care trăiesc în Maramureș astăzi, pentru că ție ți-a rămas imprimat în cap văzând niște oameni bătrâni, un Maramureș cu care noi acum mergând pe teren nu ne mai putem întâlni. Deci din punctul ăsta de vedere, să știi asta, că oamenii care pleacă, eu asta așa mă bucur când mă întâlnesc cu oameni care au stat în Chicago 30 de ani. Au un tip de românitate foarte specială cu care nu mă întâlnesc, ei români fiind, dacă au plecat oamenii în 95, n-au mai prins multe căcaturi așa de atunci, așa, și-au rămas cumva în emoția aia. Păi eu cu Maramureșul sunt foarte supărat. Ca să-ți spun de ce, toată discuția este politică. În primul rând că s-a hotărât la un moment dat județul Maramureș peste mai multe țări. Voi știți că voi sunteți niște țări acolo, care e o chestie interesantă, e cam Polonia mică. Este țara Lăpușului, este țara Chioarului, este țara Codrului și este țara Maramureșului, cum se spunea, sau Maramureșul istoric sau Maramureșul voivodal, adică cum sar dealul. Ei, din păcate, a apărut județul Maramureș și județul Satu Mare. Da. Chioarul intră un pic așa în Sălaj, Codru intră și în Sălaj și în Maramureș, dar cel mai mult în Satu Mare și eu cred că s-au făcut două greșeli. Prima greșeală fundamentală a fost în 1999, când UNESCO ne-au făcut și nouă bucurie ca neam și ne-au introdus așa numitele cele 10 biserici de lemn din Maramureș. Realitatea e că numai 5 dintre ele sunt din Maramureș. Tu ca maramureșan că probabil știi, vreo 3 sunt în Lăpuș, vreo 2 sunt în Chioar. Ălea nu-s din Maramureș, dar acolo e prima oară când scrie niște documente culturale noi, cumva făcându-ne de căcat în Occident, mai rău ca așa, noi nu înțelegem, se știe, da? În, știi? Și apare în documente biserici din Maramureș, care, că nu știam că sunt 10. Mai mult de atât, în 2003 sau 2004, când a fost dosarul Doina, nu vreau să greșesc, au introdus pe lângă Doina de Dragoste din Gorj și 11 cântăreți de Doine, așa numite hore cu noduri, din Maramureș, ziși. Îi luăm pe listă, toate satele sunt în Lăpuș. Lăpuș, da. N-au ajuns săracii nici să treacă dealul ca să vadă totuși horea cu nodura aia moroșană, moroșenii sau altceva decât lăpușenii. Asta și pentru că profesorul Grigore Leșe a coordonat cercetarea și bineînțeles că a ținut la Lăpușul lui pe care l-a intitulat Maramureș. Tu cum vezi, că de aici aș fi vrut să pornim discuția, super, cât de maramureșancă te simți și cât de relevant, o să te întreb concret, că tu ești din Sighet, cât de maramureșan ești fiind totuși de la oraș? Adică într-o zonă unde cel puțin pe vremea lui Gheorghiu Dej și pe vremea lui Ceaușescu s-au tot mutat oameni de până toate colțurile țării. Tu cum ai simțit maramureșenismul ăsta? Că n-ai stat totuși cu batic de la în cap și ținându-te de fotele alea lungi pe lângă porți? Sau ai stat? Stăteam când eram la țară, la bunici. Adică, unde anume? Să zic, la... Pe Valea Izei. Valea Izei. Efectiv era la 35 km de Sighet. Cum Rozavlea. Se numea satul? Comuna Rozavlea. Rozavlea. Esteam față în față cu mama lui Nicolae Tan. Ah, ok. Că, adică eram din aceeași comună. De fapt, ea avea un aprozar peste drum și mai cumpăram de la ea diverse chestii. Deci era destul de aproape, eram destul de aproape de sat. Destul de aproape în sensul că înainte, adică ieșai din Sighetul Marmației și primul lucru care intra era sat la 5 minute de mers cu mașina, nici măcar. Deci cred că a devenit cartier rezidențial al orașului zilele astea. Exact. Un fel de Popești de Ordeni. Exact. Când am plecat eu din Sighet, eram undeva la 40 ceva de mii de locuitori atunci. Acum cred că, mă rog, vor fi plecat mulți tineri, dar nu știu, n-am stat să caut să... Nu, dar arată dezastruos oricum. Sighetul și Satul Mare arată dezastruos, din păcate, din păcate. E foarte redusă populația. Da. Redusă ca și număr. Nu stăm să judecăm competențele fiecăruia. Nu, și trebuie spus că e o chestie interesantă. Aceste orașe, zise orașe, din ceea ce numim noi Maramureș, sunt de fapt niște constructe în bună măsură artificiale, pentru că înainte de 1918 trebuie spus că acolo stăteau mai mult alogeni, stăteau mai mult maghiari, mai stăteau și germani, care foarte mulți unguri stăpâneau business-ul
Și cum ieșeai pe sate, vorba lui taica Eminescu, te duceai la 10-15 km și auzeai vorbindu-se românește. Când ajungeai la oraș și în centru, nu se vorbea românește. Acum se vorbește, pentru că în comunism 45 de ani au tot fost aduși români la oraș. Dar nu era cazul. Dar fiind foarte aproape, asta zic că e, cred că e o îmbinare, că fiind foarte aproape, e cel mai apropiat oraș de toate satele din zonă, încât majoritatea țăranilor mai domniți își fac cumpărăturile acolo, adică vin la oraș, știi? Și atunci e destul de îmbinat, adică din punctul meu de vedere e o comună mai mare, Sighetul. Da, nu. da, să nu uităm de boala repartițiilor. Ei erau repartizați la muncă și îi luau din Lăpuș și îi duceau în Chioară, îi luau din Codru, îi duceau în Maramureș, tocmai ca să amestece până la necunoaștere lucrurile astea, încât... Știi cum e? Tata e de acolo, mama e din partea aialaltă. De exemplu, amândoi părinții tăi sunt din același sat? Sau din aceeași comună? S-au născut în aceeași comună părinții tăi? Tata e uncul, mama e româncă. Și unde s-au născut? Tata s-a născut în Sanislău, în satul mare. Așa. Și mama, deci în Codru. Rozavlea, da. Mama așa? Rozavlea. În Maramureșul Voivodal. Da. Ei, iată. Și cum au ajuns ei să se cunoască la Sighetul Marmației? Păi mama a zis că nu vrea să rămână la coada vacii. Așa. Vrea la oraș să facă Și cum a reușit să se mute la oraș? Ah, la școală, nu? La școală, da. Am făcut post liceală și am făcut ea de profesie, culmea, cu toate că nu de la ea am învățat chestii, nu în sensul că nu vreau să-mi arate așa, n-am vrut eu. Ea de profesie e bucătar-cofetar. Oh, wow! Excelent! Deci asta făcea. Sângele apă nu se face. Exact. Da, și când în perioada tinereții și aia, ea gătea niște lucruri fenomenale. Am văzut poze, știi? Plus și ne gătea nouă. Când păi eu mic, sunt sigur că te-a influențat într-o oarecare măsură. Ei plăcea foarte mult să facă mâncare, să facă prăjituri. Doamne, cu 3 zile înainte de sărbători, la noi făcea mâncare non-stop. Deci că făcea mâncare pentru 10 familii. Pentru nuntă. 5 feluri de prăjituri, 2 feluri de ciorbă, sarmale, foarte multă mâncare, era frigiderul plin de mâncare. Și tata cum a ajuns în Sighet? Tatăl tău, cum a ajuns în Sighet să cunoască cu ea? Că ea am înțeles că a fugit de acolo din sat ca să vină să facă șmecherie și la oraș, la, fel, la patiserie. Chiar nu știu istoria. Deci, eu cred că toți făceau la fel, exact cum s-a întâmplat și la Cugir, cum s-a întâmplat și la Vâlcea. Știi ce se întâmplă? Mai rar se duceau oamenii de capul lor pe vremea aia. Exista nu, acel săraci, sistem de repartiție al Partidului Comunist, care te trimitea de lângă câmpul un Mușcel, cum i-a trimis, de exemplu, pe bunicii mei, pe partea tatălui, i-a trimis direct la Râmnicu Vâlcea pe amândoi, fără ca ei să aibă vreo variantă de, bă, mai bine ne-am duce la Pitești sau la București. Nu deci exista pe bunicii mei au dus din Brăila. Asta și asta să fie, na, nu știu. Na. Deci chiar erau acele repartizări. E o poveste pe care nu știu vis-a-vis de cum a ajuns tata la oraș. Dar știu că bunicii mei, părinții tatălui meu, mama și tata, care au murit. Mama și tata. Mama, da. Ei lucrau, au fost angajați pentru parohia Bisericii Catolice de la noi din oraș. Și bunica era angajată să aibă grijă, să facă curățenie în biserică și să pună mereu flori proaspete și așa. Și bunicul trebuia și să îngrijească mormintele din cimitirul catolic. Iar bunicul trebuia să facă foc în fiecare, adică să se preocupe de parohia bisericii catolice. Prin urmare, să facă focul, să... Mă rog, dacă aveau nevoie preoții de diverse lucruri, bunicul meu se ocupa de treaba asta. Și era paznicul cimitirului. Și pentru că au fost angajați pentru posturile astea, li s-au dat o casă care aparținea de parohie, o casă unde locuiau oamenii ăștia care aveau în cimitir. În cimitir, eram sigur. Wow. Exact, fix la intrare în cimitir. Și eu mi-am petrecut 4 ani din liceu, adică eram destul de mare deja, acolo. Te-ai jucat mai printre morminte. Mai mult de 4 ani. Dar eu ești romano-catolică? Da. Ești romano-catolică. Ești romano-catolică, sunt, da. Am făcut prima împărtășanie, am făcut aia cu, cum spune, prima comuniune, cu rochii de mireasă, albe, cu... Mica plecare când intri, ai chestia aia așa pe arcuri, da. Și eu am locuit în cimitir. Și eram cu bunicul, îmi plăcea maxim, adică din camera în care dormeam la bunici, vedeam, la început, de seama, că pentru un copil era scary, na, să dormi în pat, erau patru de ala înalte de lemn, și vedeam de la geam, vedeam efectiv trei morminte și capela. Asta vedeam eu pe geam. Și uneori aveam coșmarul că ies morții și că îmi stau la geam. Dar nici nu cred că văzusești atât de mult film american în zona asta încât să-ți... Nu, da,
să-ți învârtă imaginația. Chiar se simțea bine, să distra. Dar, pe asta zic, super tare. Am început să-mi placă treaba și chiar îmi plăcea să locuiesc acolo, mai ales că bunicul, nu știu, adică a fost o relație faină cu, cel puțin cu bunicul meu, cu amândoi, dar cu bunicul am simțit-o, cred că mai mult, că m-a luat cu el. El trebuia să deschidă cimitirul, să-l și închidă seara și ca să-l poată să închidă, trebuia să mergem în inspecția cimitirului, să vedem dacă nu a rămas, nu a uitat oamenii să plece sau dacă nu găsim hoți de flori, că erau foarte mulți hoți de flori, să s-o florile de pe morminte proaspete și să vindeau a doua zi în piață. Și făceam tururile noaptea, târziu, turul cimitirului și ne plimbam împreună până ce am mai crescut. Și după aceea făceam singur, adică el se vreau pe parte, eu pe cealaltă și verificam dacă tot în regulă cu cimitirul înainte să ne culcăm. Mie îmi plăcut foarte mult să lucrez acolo. Ce tare. Și mai ales că ziceai că și vedeai capela cumva de pe geam. Da, păi fix vis-a-vis de casa la capela. Și participai și, adică nu știu, vedeam când se întruneau, exact asta vreau să zic. Da, și vedeam și morți, diversi morți, că bunicul trebuia să aibă grijă de capelă. Pentru că na, era, se țineau 3 zile să ținea mortul. Nu știu, 3 zile oare că nici se mai ținea 3 zile. Se ținea 3 zile în capelă. Da, da, în priveghi. Și trebuia, nu era non-stop familia acolo, știi? Mai trebuia bunicul să meargă, să mai aprindă o lumânare, să vadă dacă e tot în regulă. Și mai mă duceam cu el și vedeam diversi morți. Că unii, îi lăsa cu, la noi cel puțin în zona respectivă, să fac și poze morților cu sicriul deschis și făcea poze. Eu am poză cu bunicul pe perete. Asta e de la Victoriene, asta e o chestie occidentală, e de la Victoriene, spațiu catolic. Bunicul mort cu sicriul deschis și era mama cu... Îi adică fotografiau și la moarte, Toată familia era acolo, în jurul sicriului, coșciugului. Uite, noi tot căutăm prin țară, suntem înnebuniți după tema asta, după mâncarea de mormântare și, bineînțeles, și Doamne, muzică de mormântare, da. Și dacă tot ai trăit acolo 4 ani, mai ții minte așa cum ce mâncau oamenii pe acolo, pe lângă colaci și la mormântare ce se mai dădea la voi? Sarmale. Se făceau sarmale la mici. Erau și sarmale mici care se făceau la mormântare, se făceau la cantități imense. Erau babele, de obicei bocitoarele, care se știau între ele, că erau. Dar sarmalele astea se făceau plătite, cum sunt acum. Erau efectiv parte din familie, erau babele din familie. Sarmalele așa mici se făceau doar de mormântare sau în general în zona voastră? La mormântări și la nunți. Și în rest se făceau mari. În rest se făceau mai mari, nu ca în Moldova. În Moldova se fac alea Ardeal. Nu, în Ardeal se fac mari. La mine, mama nu le-a făcut niciodată atât de mari. Da, voi sunteți, voi puteți sări muntele și ajungeți prin trecători în Bucovina. De asta. Pentru că acolo e un neam. Mic, la dimensiune. Da, nu la deget, înțeleg. Și la mormântare se făceau mici, așa mici. Și ce mai deci ce mai aveau sosul ăla, aveau untura aia portocalii, aveau un gust și se făceau cu păsat, nu cu orez. Ok, ok. Și erau delicioase. Cu porumb mai măcina mai dur, mai mare. Erau delicioase. Aia îmi plăcea cel mai mult să mănânc la mormântări, mi-a plăcut să mănânc la mormântări ca să mănânc. Ce tare. Și se făcea noaptea morților. Așa, zine despre moartea, povestește-ne noaptea morților. Nu mai știu exact data în care se întâmplă treaba asta. Trebuie să căutăm. Măcar anotimpul. Informația. Sau nici anotimpul. Noaptea morților este când mergi la cimitir, exact. E în toamnă. Toamna. O săptămână, cred că înainte de Halloween sau după Halloween. Când mergi la cimitir să dai de mâncare și de băut pentru sufletul mortului. Și se adună toată lumea în cimitir, efectiv toate neamurile care erau în zonă așa, și noi făceam destul periodic treaba asta, până ce na fiecare, până deci era un fel de distracție. Da, era interesant. Ne îmbrăcam gros și așa, stăteam și împărțeam sau mergeam și mâncam. Noi mai mici fiind, mergeam pe la toate babele pe care le cunoșteam, că vedeam să eram curioase cine ce-o adus de mâncare, că na, noi am mâncat de pe la noi, trebuia să vedem și la azi să vedem, mai luam o bomboană, mai luam din altă parte niște ciocolată, mai... Redistribuția hranei comunitare, dragă. Ne dați ori nu ne dați. Strigă tu de la colind. Da. Noi ne plăcea maxim să facem treaba asta până ce să ajungem să realizăm efectiv ce înseamnă. Bine, într-adevăr că era o chestie festivă, că te duceai să sărbătorești viața pe care a avut-o omul respectiv până să moară. Nu era o chestie tristă. Da, chiar și așa, ce implică, nu ne dădeam seama, că eram mici. Deci incredibil, deci tu chiar ai prins toate datinile astea ale mortului, care stând 4 ani acolo, da. Le-ai văzut pe toate, frate, incredibil ce... Și bineînțeles că mă gândesc că având capel acolo și slujbele de înviere și tot ce ține tot. De... Plus că eu am făcut parte și din corul bisericii. I-am cântat cor catolic de la catolic. În trepte da, occidentale exact. Armonice, nu și pe nas, voci, ca la noi. Pe voci, da. Era... pe voci, pe mai multe voci. Da. Și făceam Occident, și da. jucam și diverse
am vrut să zic piese, diverse scene din, na, de exemplu, de... Nașterea Mântuitorului ăla, da, da, da. Jucam toată povestea. Știi că la catolici se face piesa. Corect. În biserică. Și ce, ai fost vreodată Fecioara Maria când erai mică? Nu, eu am fost mereu unul din... Cei trei din crai de la răsărit. Crai, da. Și ce aduceai? Aur, smirnă sau tămâie? Voiam să zic ceva, dar nu putem bipui. Se poate. Poți să vorbești orice la podcast, nu e nicio problemă. Da, așa e. Și fiind în corul bisericii, până să ajungem să cântăm în picioare, eram puși, fiind mai mici, în primele băncuțe. În fața... am fost și băiat de altar. La noi se stă în genunchi, nu sunt băncuțe. Deci băncuțele alea... Nu. Sunt primele băncuțe... la ortodox nu. La catolici există băncuțele din față. Sunt, mă rog, în biserica în care am mers eu. Sunt primele băncuțe în față, iar după aia sunt bănci mai mari unde poți să te pui în genunchi și ai și pernuțe, poți să-ți pui, slujba, să citești din ea și așa. Adică e tot organizat, nu stai în picioare, nu te-a cu leșii, nu te-a cu... Deci, da, Melinda a fost și băiat de altar. Mă duceam, stăteam acolo și deam cu tămâia când trebuia să, când ne făcea sempopa, deja știam când trebuia să fac asta. Am și citit între slujbele. La noi sunt chestii pe care mi le aduc aminte, dar nu mai știu ce reprezintă. Dacă știu oamenii, poate să scrie în comentarii, că nu mai țin minte. Eram foarte mică și eu mai, nici mai știu să vorbesc prea bine maghiară, că n-am avut cu cine să vorbesc și atunci am uitat limba, că dacă nu exersezi, uiți. Mm-hmm. Citeam și pasaje din scriptură, din slujbă. Știi că era... preotul citea lucrurile alea și la un moment dat din altar boys și care eram pe acolo, unii din ei care știau, care erau mai mari, știau să citească și înțelegeau cât de cât ce citesc, se duceau și citeau și ei bucăți din pasaje din slujbă. Și am făcut și asta. A fost foarte interesant. Cred că am avut noroc, eram fată. Copil de biserică. Exact. De-aia n-am fost futută de niciun preot. Da, da, cred că da, că tot timpul pericolul e mare. Nu vreau să zic eu ca bun ortodox, dar la romano-catolici pericolul e mare. Slavă Domnului, te-a ajutat sexul un pic mai mare. M-a ajutat vajanul. Da. Super, da, super. Da, a fost ca și experiența acum, la vârsta asta și când conștientizez și înțeleg niște lucruri, mi se pare o experiență interesantă. Dacă aș vrea să trec prin același lucru, nu cred. Că nu e o chestie plăcută pentru un copil. Adică nu a fost... O parte din lucruri mi plăceau. Îmi plăcea foarte mult să mă duc să cânt. Pentru că eu plăcea să cânt. Nici nu conta ce cântam. Atâta timp cât cântam în biserică și ne auzea lumea și așa. Eu, fiind catolică, la noi la școală nu se făceau orele de religie erau ortodoxe și atunci eu... Erau ore de prozelitism, nu de religie. Exact. Și mă învoiam și făceam ore la parohia bisericii catolice. Și nu-ți părea rău, n-avea toată lumea 10, că eu aveam și eu niște colegi catolici și adventiști și nu veneau la curs și nu li se mai aduna media aia de 10 și oamenii tot 6-7 luau la română și la mate, mai pierdeau un 20-30 de sutim pe subiectul ăsta, până s-a enervat o colegă de-a mea, mi-am amintit și acum, Ruth, era anabaptistă și a zis: eu mă bag la ortodoxism, așa, până clasa a 10 a zis, nu, mă bag la școală să mai iau o medie de 10, aia e, învăță-lea, crezul. Exact, da. Ce cretinism ăsta, frate, și cu... Da, este până în zi de azi. Da, și acum, nu e o chestie old school, noi avem impresia că vorbim ce bine, da, acum am impresia că ne hăhăim ca și cum, nu? Ce bine că acum nu mai e așa. Este opțional, dar e același lucru. Pierzi o medie de 10, da, care e de 10. Dacă toată lumea are 5 la matematică, 5 la română și ăla mai are în plus o medie de 10 la religie, e avantajat. La noi te puneau să aduci adeverință de la biserică, cum că ai fost de nu știu câte ori. Nu conta că ai fost la catolic sau la baptiști. Nu, eu fiind catolică, eu făceam religie după școală, o dată la câteva zile, la parohia bisericii catolice. Prin urmare, de-aia asta era excepția și de-aia puteam să mă scuteze la orele de religie. Și voi chiar citeați pasaje, interpretați pasaje și așa mai departe. Și cântam foarte mult. Și în biserica ortodoxă e destul de limitată chestia asta. Dar îmi plăcea într-un fel, din ce mi-aduc aminte, că citeam chestii așa, dar le și explicam. Adică nu era o chestie...
asta trebuie să înveți, că așa spun eu, cum era în școală, știi, popa ne punea să învățăm crezul, să învățăm Tatăl nostru. La biserica ortodoxă așa și e. Și crede nu și nu cerceta și nu mereu a fost discuția asta. Dar de ce? Explicăm de ce să nu fac azi, de ce asta? Asta e stupid, asta nu mi se pare. Adică până și atunci, chestii că nu mi se păreau logice și mereu era aceeași explicație. Pentru că la ortodoxi, fundamental e misterul. Am să spun o poveste foarte frumoasă care îl implică pe Nicolae Grigorescu al nostru. La Câmpina, nu la Câmpina, în București, mint, pe undeva pe lângă Obor, știu asta din memoriile unui... Nu, că e important. Undeva pe lângă Obor era o biserică în București. O căldură nebunitoare, o vară din aia de sfârșit de secol XIX și maestro Grigorescu vede... Biserica de la Obor, pe care a dărâmat-o Ceaușescu, aia veche, intră și îl vede pe părintele în mijlocul bisericii, în maieu, cu o sticlă de vin desfăcută și un pahar de vin lângă. Bând vin, la viață. Ștergându-se de transpirație, pentru că era o căldură nebunitoare, Grigorescu, de-aia intrase în biserică să se răcorească tot puțin. Tot timpul era răcoare, da, în biserică. Și a zis, dar ce faci, părinte, aici? Și ăsta îi spune, pe ce să fac? Uite, bea un pahar de vin. Păi așa în biserică, părinte, eu sunt iconar, sunt pictor de biserică, era la început. Dom'le, aici e casa lui Dumnezeu și eu mă simt foarte bine aici. Și eu când mă simt bine, bea un pahar de vin. Dacă dumneata nu-ți place, poți să nu rămâi, să te duci în altă parte. Dacă nu, ia-ți și matale un scaun și stai și bea un pahar de vin cu noi. Asta este frumusețea ortodoxismului, zic eu, eu ca ortodox nepracticant. Pentru că nu mă impune limitări care până la urmă țin de omenesc, cu toate riscurile care derivă de aici, că se poate foarte ușor aluneca în bășcălie, ceea ce se și întâmplă de foarte multe ori în biserica ortodoxă. Dar are acest tip de umanitate, bă, totuși popa mai eu, bând vin în mijlocul bisericii. Da. Nu e o imagine romano-catolică și nu va fi niciodată. Și asta e o chestie care... Tu ai stat la serial? Până la urmă mi se la pare... La Preacher. Nu. Da, e interesant. Despre ce e? Ni-l recomanzi? Îl recomanzi ascultătorilor noștri? Preacher de care? Anglican, protestant, catolic? Nici nu contează, nu? Un popă. Cred că e... Catolic o fi? E un serial foarte fain pe Netflix. Ideea e să treceți de primul sezon. Primul sezon e interesant, dar nu te ține, adică nu e un serial. E practic o introducere pentru al doilea sezon. Nu e un serial care zici, mama, abia aștept sezonul 2, dar sezonul 2 rupe, este atât de fain și e și umor, e foarte fain lucrat și e SF. Am văzut că se lucrează lately pe zona asta de comunități religioase, am văzut și serialul Orthodox despre evrei hasidici plecați din părțile sălajului, iată că ajungem la QR care e imediat sub... Maramureș. Și The Pope. Au apărut în zona asta. Da, și mi se pare că cel puțin povestea evreilor hasidici este absolut fascinantă, mai ales că toate rădăcinile alea din nordul Transilvaniei și toate obiceiurile pe care le-au luat de, cu ei. De evrei, eu știu că și în Maramureș erau foarte mulți. Bine, am fost foarte mulți unguri, foarte mulți evrei, ucraineni, pentru că, na, până la urmă, este efectiv podul și e Ucraina în Sighet. Și mai aveam și ruși. Aha. În zona pe lângă ucraineni. Lipoveni. Lipoveni, da, Lipoveni. Ok. Deci erau comunitățile lipoveni. Erau și sate. De pe Don s-au împărțit în mai multe direcții. Unii au ajuns în Imperiul Austro-Ungar, alții au ajuns în Dobrugea turcească. În principate n-au venit. În țara românească și Moldova n-au venit pentru că probabil ar fi fost persecutație fiind ortodoxi de rit vechi. La musulman nu era problemă câtă vreme dădeai pe șcheșu, iar în partea elaltă în Imperiul Austro-Ungar nu interesa pe nimeni că și ortodox și ultra-ortodox și tot. Păcate amărâte. Să spui că Maramureș este multicultural. Este multicultural. Și de asta pe mine mă interesează. A fost și ucis în ultima vreme acest, că asta spuneam eu, că de-aia am și început cu lunga mea paranteză, că în ultimii 50 de ani mie mi se pare că, bun, în aia 45 de ani de comunism și în ultimii 30 mi se pare că, băi, parcă din adins am încercat să estompăm toată minunea aia de multiculturalism, care a ajuns mult mai puțin multicultural azi decât era la un moment dat, în sensul ăsta. Nu pe mine. Eu am plecat încă de acasă când încă țărâncuțele pe sat purtau opinci și colțuni la portul popular. Acum poartă stiletto și ciorap cu sunt plasă. Ultimele două zone. Maramureș, Lăpuș, Oaș, puțin Codru și Bucovina-Suceava, Botoșani. Adică nordul extrem al țării. Mereu a fost, spuma acolo e zonă. Cu totul altceva. Da. Bine, acum să vorbim că
chestia asta o face cu adevărat un om care e la țară, care e mai în vârstă, pentru că fiind și un brand a, nu, asta, zonei, da, bunica acum, mea, bunica mea, da, brandul, așa acum. Mie mi se pare că brandul apare pentru că e ceva acolo. Păi da, apare că, că e ceva. Ar fi putut apare că e ceva undeva acolo, dar cum sunt dublișoarele din ziua de astăzi, nu, care mă refer doar la tineret, apar la, absolut, nu apar, mă refer la, apar la, nu știu, la Edno TV, dacă da, da, vrei, da, cu portul popular, dar în același timp cu gene false și cu chestii. Da, mă, da, pentru că e ok, merge. Îl măscăresc. Dar îl măscăresc, da, un pic. Da, da. Dar ce voiam să zic e că oamenii mai în vârstă chiar îl poartă natural, adică eu am văzut în Bucovina când am așa fost. Așa e. Omul chiar și lea pe el. Aș... Da, dar într-o oarecare măsură trebuie să înțelegi un pic și de unde vine treaba asta cu tineretul. Pentru că în sat... Mă rog, eu n-am o problemă, eu doar spun. Nu, în sate predomină bătrânii. Da, tineretul pleacă ori la oraș, ori dacă au posibilitatea în afara țării să muncească, să vină la el în sat, să-și facă casă, familie, să crească copii, face copii, își lasă copilul cu bunicii, pleacă iar să facă bani. Și na, plecând în Occident și așa, vezi lucruri și vrei și tu aceleași chestii, că te saturi. Adică, pe mine mereu m-a deranjat chestia asta pe care o văd foarte mult și pe Instagram, pe rețelele de socializare, treaba asta cu oameni care n-au trăit în viața lor în rural, și merg în rulaj și zic, mamă, ce frumoase sunt tradițiile. Nu, pula mea, nu sunt frumoase, pentru că oamenii ai de cele mai multe ori păstrează tradițiile că n-au încotro, că săraci. Adică ară cu plugul că n-au bani să facă altceva. Tu crezi că lui îi place? Ție îți place că mergi în vacanță și stai 3 zile. Corect. Și mamă, este superb. Mamă, uită femeia asta ce fain face la război alea. Tu dai seama ce implică toată treaba aia, într-adevăr. Păstrăm niște tradiții, dar tradițiile se păstrează cele mai multe ori pentru că populația e săracă și n-are altă soluție. Da, deci de acord cu mine că dacă o femeie face la război un ștergar, da? Îl face la război, ești de acord cu mine că merită să fie 500 de euro? Da, păi și atunci pentru că îmi dau seama nu că mai bine muncă, valo- da, dar pe de altă parte vin pe... alții, păi... și ți le fac din poliester și ți le vând la același preș, aproape la același preș, păi... și le cumperi, păi pentru da, că da, sunt branduri. Asta ține de cultura cumpărătorului, să-și dea seama care e de poliester și corect, care este de... Asta încerc să zic, adică eu prefer ca ștergarul ăla să fie 500 de euro și făcut la război și... tu să susții comunitatea, pentru că e o tehnică aparte, adică nu găsești peste tot. Da, nu? De rar văd că se întâmplă treaba asta. Se întâmplă treaba asta doar pentru like-uri și view-uri, nu pentru nu în realitate. Asta încercam și eu să spun despre fetele cu gene și cu alte chestii îmbrăcate în portul popular de acolo. Exact la același lucru mă refeream ca și tine, dar eu cred că soluția este să punem valoare pe lucrurile făcute handmade sau nu știu ce, d'accord, și să fie omul ăla să-și facă treaba în continuare așa cum o face el, dar ăla care e meseriașul satului, că nu toată lumea făcea în sat. Absolut. Erau câțiva care făceau șosete sau, ce exact, naiba. Adică, și nu doar asta. Și delicat în mâncare. Da, și nu doar asta, că mi se pare că cumva mai important, mai presus de chestia asta e că să ne dăm seama că la un moment dat românii, să zicem așa rotund, au fost creatori de cultură și mai puțin consumatori de cultură. E, acum românii au devenit consumatori de cultură și mai puțin creatori. Foarte bine zis, da. Și mi se pare că e mai mare șmecherie să cânti tu din fluier, pentru că ai un produs versus a asculta muzica din fluier a unuia de nanzi. Ăla și-a făcut produsul, el și-a văzut de treabă cum ar veni. De ce să nu ai și tu treaba ta pe lumea asta? Mi se pare că e destul de legat de chestia asta. Și eu aș mai fi vrut să te mai întreb o chestie. Cum ai perceput tu, cum erai tu percepută ca maramureșancă în București? Ai simțit treaba asta că ai spus că adică acum să venim și în partea elaltă, în identitatea ta bucureșteană. Ai avut, nu prea sunt astea cu maramureșeni, deci din punctul ăsta de vedere poți să zici că ai avut noroc, în general toate stereotipurile nu, de căcat despre maramureșeni nu, prea, da, nu. Că sunt suntem bune, Molcom, Lenz, sunt bune, da, sunt bune în general. Mai mult despre ardeleni decât despre maroșeni. Nu e la Olten, nu e la moldoveni. Bine, eram și un groaică și era și la pachet cu faptul că ești bozgoraică. Aha, și era în Bozgor, mi se spunea bozgoraică. Deci mai mult pe asta ai simțit-o, că știu că, de exemplu, în sudul țării există un sentiment antimaghiar mult mai puternic decât în Transilvania și în nord. Ceea ce e amuzant, pentru că dacă stai să te gândești, nu prea există în zona asta. Nu, nu, evident, evident. Ei, mai adică... sunt unii pe la Giurgiu, de deci la Panilor. Da, da. Bravo, domnule. Da, dar el doar cu numele. Da. Deci e Melinda, nu Melinda. Melinda. Melinda, am de fapt, numele meu de fată e Cuto și Melinda. De fapt, mama Cuto și na, de la tata și ai mei când m-au făcut, tot au sperat, cred că o să fiu fată. Băiat, pardon, de aici și înălțimea mea și numărul de la picior.
Și au stabilit o chestie, mi-au pus două prenume. Au zis că dacă unul mama, unul tata. Tata a zis că vrea Melinda și mama... Pluma mea a venit cel mai basic nume și a zis Oana vreau să te cheme. Și mă cheamă Cuta și Melinda Oana. Așa. Mă rog, mă chema. Acum mi-am schimbat numele de familie. Nu, în mare erau, să făceam mult glume cu unguri, pe seama mea. Dar am și avut un pic noroc, poate că n-am... Adică cam cât timp te-ai simțit o alogenă din ăștia 16 ani? Foarte puțin, pentru că am avut poate noroc în sensul că eu când am plecat de acasă n-am plecat moartă de foame. Adică nu trebuie să... Contează. Da, m-am dus la o facultate privată, am stat într-un cămin privat, deci practic și oamenii printre care mă învârteam erau mai de la oraș, uh-huh, cum se spune la mine, și atunci n-am avut treaba asta. Adică nu... Și nu știu, parcă nu a fost atâta... Nu a fost atâta bombardier în perioada mea. Poate erau mai puțin vizibili. Exact, poate erau mai puțin vizibili pentru mine. Nu era social media. Adică era și mai puțin social media. Dar nu te întâlneai cu anumite categorii sociale, nu te întâlneai niciodată. Erau băieți, erau. Dacă te duceai în Rahova și în Ferentaria, mai rău ca acum. Da, dar na, asta spun. Că n-am avut parte de treaba asta, că am avut norocul să pot să-și permită părinții mei o școală privată, cu toate că m-am înscris și la de stat, doar că n-am câștigat la dosar. Mă scuzele mea să nu creadă că Rahova sau Ferentari sunt cartiere de bombardier, sunt niște cartiere pe care noi le apreciem și le iubim foarte tare. Hai că nu presupun că oamenii au înțeles ce am vrut să zic. Păi nu, dar plăcându-ne lăutarii, chiar iubim Rahova. Ultimul episod a fost despre muzica din Rahova, adică ar fi și ridicol. Exact. Da, mă rog, făceau glume pe treaba că sunt, cu toate că, da, într-adevăr, moroșenii și ardelenii, adică e o mică diferență între treaba asta și tot lumea spunea că acolo sunteți înceți, molcov, lenți. Și spuneam, păi, dar nu e așa, cel puțin, poate fi eu. Sunt de acolo de unde se dă cu bolovanul. Da, la mine în Sighet nu se discută, la mine în Sighet se discută cu cuțâtul, nu știu cum suntem molcomi. Și eu sunt foarte vorbăreață, colerică, impulsivă, nu... Care la un moment dat devine halucinogenă. Adică... Da, ești chiar aproape absint. Exact. Adică nu e chiar... Nu cred că omul e molcom de la Pălinca de Maramureș. Mi este greu să cred. Nu, mă, în zona mea, în Maramureșul, din punctul meu de vedere, eu nu văd oameni molcomi. Adică poate păsate că oamenii sunt bătrâni și e logic când la bătrânețe să nu mai ai chef să, uh-huh, de viață. Și să... Eu cred că e vorba de viteza vorbirii și eu trebuie să-ți spun că cum am văzut babele vorbind în Oltenia și Mihai poate să confirme, și în estul Moldovei, pot să zic, n-am auzit acel debit verbal, da, nu l-am auzit, mă refer la numărul suta de cuvinte pe minut. Aia n-am auzit-o oamenii din Alba în sus. Asta așa cântăresc un pic mai mult ceea ce urmează să spună, lucru care mi se pare deosebit de înțelept și mi se pare încă o marca europenității oamenilor, mm-hmm, de acolo. Pe de altă parte, noi știm că în București, a fi din Hunedoara sau a fi din Sălaj, e de cele mai multe ori și același lucru, ceea ce e un cretinism fără de margini, dar asta apropo de lentoarea și cât de molcom sunt ardelenii. Dar m-a ajutat și pe mine felul în care eram, adică am și învățat cât asta acasă să mă... cumva să mă autoeduc și poate și faptul că am o personalitate, sunt mai colerică, sunt mai aprinsă, mai aprigă și m-a ajutat asta că m-am mutat în București. Adevărul este că în primul an de zile, da, adică țin minte că am vorbit cu mama recent, că mi-a zis că îi spuneam că abia aștept să plec din oraș, să mă mut, să nu-i mai văd când am terminat liceul. Și zice, dar mi-aduc aminte cum ai sunat după câteva luni când stai în București și plângeai că spuneai că vrei acasă. Că mi-a luat un pic să mă obișnuiesc chiar și așa, chiar putea să mă mulez pe stilul ăsta de viață, dar mi-a luat un pic să mă obișnuiesc cu agresivitatea și răutatea, că stăteam eu într-o facultate de privată și într-un cămin privat, tot cu mijloc de transport în comun, mergeam tot cu autobuzul. Dar nu era chiar Coreea de Nord, nu era izolată. Tot întâlneam diversi oameni și îmi dădeam seama că nu înțelegeam răutatea gratuită, nu înțelegeam nici de răi oameni. Nici acum, dar acum locuind aici... Te pervertește un oraș mare, uh-huh, și te transformă fără să vrei într-un om de căcat. Da.
Dar acum, eu fiind curios de chestiile culinare, să zic așa, știind la fel că tu ai terminat, ai spus de fapt mai înainte că ai terminat facultatea și știind că ai făcut parte din domeniul juridic, nu? Exact. Da, am terminat. Păi ca orice fată care, care pleacă de la periferie, în afară de drept și ASE, mai există altceva între. Da, da. Că da, nu, eu n-am auzit pe nimeni. Era Politehnica, dar înainte de 89. Era Politehnica, dar înainte de 89. Da, da, acolo, da. Totuși, dreptul este o facultate destul de... nu e pentru... nu o alege oricine și... La fel, meseria de avocat a fost o meserie și este o meserie nobilă, dacă vrei. Mereu când cel fost puțin mică, burghezii, nu? De în clasă perioada de mijloc, interbelică, de clasă de mijloc, toți erau aproape avocați. Mereu când am fost mică am vrut să mă fac polițist sau avocat și niciuna din ele. Adică am făcut dreptul, am lucrat în două cabinete de avocatură, am încercat să învăț pentru barou și mi-am dat seama, mergând ca jurist cu colegele mele prin instanță, mi-am dat seama că nu e ce vreau să fac. Păi și cum ai ajuns? Cum ai ajuns să faci mâncare? Cum ai ajuns să iubești prima oară mâncarea? Cum ai ajuns să ai palinarul? Mie mi-a plăcut mereu mâncarea. Adică eu de mică am mâncat, cred că n-am mai și povestit cum mâncam căcăreze, crezând că sunt ciocapic. Excelent, mi se pare super. De oaie sau de capră? De oaie. De oaie, că-s mai... alea le confuz. Da. Asta, să nu încurcăm lucrurile. Și nu doar asta. Mi-a povestit mama că m-a lăsat pe uliță preț de câteva secunde în care să tea porcul la noi la țară și când o s-a întors înapoi m-a găsit cu mâna plină de... și strângeam și mâncam cu o poftă din el. De ce era în oliță? Excelent. Și azi când ți l-a luat din mână, că plângea, zici că te bătea cineva. Era și cald. Da, 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 exact. Deci eu am mâncat de toate și mă au fraierii copiii să mănânc mâncare de aia, bubițe de căței, îmi spuneau că sunt bomboane din străinătate aduse și că au, așa sunt ele mai speciale și eu ziceam, na, așa o fi, acolo în străinezia, aftertaste-ul ăsta mai amar, mai sărat la bomboane. Conceptul ăla deosebit de larg și de vag, străinătate. Exact. Da, 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 gustul să dezvolte. Îl știm cu toții, îl știm mai ales din uite, cântecul lui Sorin Necunoscut, am gustat străinătatea, e mai amară ca moartea, mi se pare că acolo e străinătate. Așa și bomboanele, bobițele de căței. Deci, eu am fost fomistă și hămesită de mică. Mâncam orice și îmi plăcea să mănânc foarte mult. Ce-am învățat de la tata, mă rog, mie nu prea plăcea să mănânc supă. Și singura chestie pe care a reușit tata să o facă și bunicii mei e să facă supa bună, supa de găină. Și tata mereu își punea un gălbenuș de ou în supa clară de găină, dar mereu. Spărgea, punea gălbenușul și amesteca supa. Ah, și okay. Mi se părea că are un gust genial. Și de acolo și îmi place mie să folosesc, să pun gălbenuș în supă și mă rog, în fine. Da, să înțeleg lumea că tu ai un dish pe care îl faci cu o supă clară în care pui un gălbenuș de ou lard și după aia pui supa peste. Da. Așa. Deci nu era, mă rog, când mama gătea și așa, ca și mine, nu-i plăcea să intrăm în bucătărie peste ea la chestiile pe care voia să le facă, ci la partea de prep. Adică să stăm să curățăm cartofi, morcovi, să ne scrijinim efectiv degetele părăzătoare. Asta trebuia să facem și fugeam de treaba aia, că nu aveam chef să fac asta. Nu ne lăsa să stăm acolo să ne explice, să stăm împreună cu ea să facem supă și mâncare. Și atunci dacă mă punea la partea mai puțin plăcută când eram mică să fac treaba asta, n-am avut nicio tragere să gătesc. M-am mutat în București, mă rog. Practic, de unde vine pasiunea pentru gătit, e de când l-am cunoscut pe bărbatul, pe actualul meu soț, Teo. Eram într-o zi cu el în bucătărie, el gătea și eu stăteam și beam un pahar de vin. Cred că o sticlă. Și mă sună mama și discutăm din discuții că ce fac. Uite, stau în bucătărie cu Teo, că Teo face de mâncare. Păi fotu-ți crucea, mătii, eu ce fata am crescut că nu e capabilă să facă de mâncare la bărbat. Da. Mă faci de rușine. Cu băiatul ăla bun și așa. No, și așa m-am și ce ai zis? Bă, nu, doar că îi gătesc, când fac și eu cârciumă, îmi bat picioarele. Da, nu... și m-am îndrăgostită fiind. Dar vezi că la un moment dat tradiția e bună. Vezi că dacă nu zicea maică ta la telefon, pe bază de tradiție, iată. Tot spațiu fragmente. Spunea aia din aur că nu știu ce să zic. Dar uite, dacă nu era să strige... Da, așa e. Nu știu dacă ai mai strigat la nepoată ta. La fita poate, dar la nepoată ta în niciun caz. Nu. Aia zic. Mă rog. Da. Și așa m-am apucat de gătit. Fiind și îndrăgostită așa, am zis, hai să fac și eu mâncare la bărbat. Super tare. M-am apucat să gătesc. Și cum ai zis la ouă? Aoleu, cu pandemia. Înainte de primul. Noi ne făceam aprovizionarea de ouă înainte de pandemie, o dată pe săptămână și ne aduceam de la o fermă din aproape de București.
firmă ecologică și pentru că făceau aprovizionare, adică făceau livrare doar o dată pe săptămână, luam cantități mari. Luam undeva la 1200 și cam atâta vindeam, cam 1200 pe săptămână vindeam la Paninaru înainte de pandemie. Și fix în săptămâna cu 15 martie, noi la începutul săptămânii... Ce bine mergea. Da, chiar era fain, așa. Mergea bine, mai ales weekendurile, că știi că doar ați fost și voi pe acolo. La începutul săptămânii cu 15 martie a venit o comandă de 25 de cartoane de ouă. Asta marți. Și după aia, sâmbătă am intrat în carantină. Am vândut ce am vândut din ele, dar am rămas cu foarte multe. Și am scos, ai văzut că duminică am scos tot prepul, toate chestiile pe care le aveam gătite și le-am scos afară la Paninaro să le donăm, că n-aveam ce să facem cu ele decât să le aruncăm. Am mai donat și niște cofrage de ouă, dar am rămas cu foarte multe, am rămas cu vreo 400 de ouă și n-am avut ce să fac cu ele. Am mai dat către o brutărie și restul am zis ce să fac cu ele. Hai să fac chestii cu ouă. Hai să mă apuc să învăț să fac diverse cu ouă. Ouă, să gătesc ouă în diverse feluri. Și dacă în asta și-am căutat rețete și am citit despre asta și făceam tot experimente cu ouă, am avut la un moment dat un frigider, dintre toate chestiile pe care le-am făcut, cel mai mult plăcut ouăle murate să le fac. Murate și marinate. Deci la un moment dat eram în carantină și aveam frigiderul numai borcane cu ouă. Ba ouă marinate cu turmeric, ba cu oțet balsamic, ba cu soia, ba cu sfeclă. Ce aveam, am mâncat, nu știu, mă mir că n-am făcut ticter câte ouă am mâncat. Știu că ai făcut, mi-ai trimis și mie atunci canelă. Ah, canelă, da. Canelă. Am făcut tot ce am putut din ouă. Deci acolo și ai zbăgat. Și de acolo. Și am zis, bă, pare interesant, am văzut că oamenii au fost receptivi la treaba asta, am putut să și vând lucruri în perioada respectivă și am zis, hai să marșim. Deci, practic, pandemia asta te-a ajutat un pic să descoperi oul. Da. Nu? Bine, aș vrea să fac cercetare propriu-zisă, că așa îmi place să gătesc o așa, dar nu dacă stăm să discutăm știință și chestii de genul ăsta, nu le stăpânesc atât de bine. Chiar mai plăcea să știu toate lucrurile despre ou. Până la rețete și așa. Mai e timp, uite, dacă anul ăsta, până la sfârșitul anului, e greu să mai deschizi porțile, cel puțin înăuntru, poate te mai bagi la niște experimente și la niște chestii cum ai făcut în pandemie și ai descoperit câteva preparate, așa poți să faci, poți să faci în continuare. Și de când vei avea 70 de ani, o să-ți strige copiii pe la strea și în plouă, babele să ouă. Da. Exact. Mama, mai îmi zic, mama la ouă. Da. Voiam să fac bine, am dus deja destul de mult, dar legat de biserică și așa, eu fiind mama ortodoxă, tata catolic, ei s-au căsătorit, dar nu și-au schimbat niciunul religia, mama a rămas ortodoxă, tata catolic. Și atunci să împăcăm și capra și varza, mă duceam și la biserică ortodoxă, evident. Excelent. Și vedeam diferențele, adică eram cumva obligați, adică era o tradiție, dar era din nou neplăcută pentru noi tineri, că eram copile amândouă. Cine pizda, mă, se are chef să trezească duminică la 7? Când toată săptămâna mergi la școală și duminica, în loc să dormi, trebuie să mă trezi la 7 să mă duc la biserică la 8. Și ne duceam în fiecare duminică la biserică, efectiv în fiecare duminică, până ce am crescut mai mare și am zis că am zis că nu mă mai duc la biserică. Nu mai vreau să mai compar hainele cu alte fete. Da, exact. Dimineața. Și după biserică ne duceam toată familia, adică noi împreună cu frații lui tata, că tata are încă 3 frați, ne duceam și cu nepoți și cu verișori și așa, ne duceam la bunica unguroaică, ne duceam la ea, la cimitir, la casa din cimitir și făceam mare masă. Asta se întâmpla de fiecare duminică. Iar pe partea cealaltă, la ortodox, când mergeam, era diferența de la cer la pământ, adică eu mă duceam într-o capelă superbă și slujbele la ortodox se întâmplau într-o... Nu, cumva se întâmplă că majoritatea bisericilor mari ortodoxe sunt mereu în construcție. Pentru că sunt foarte noi. Exact. Da, toate sunt în construcție. Și aia și tradiție, era la roșu, era la subsol, că nu erau gata restul etajelor. E și o chestie, nu știu, să mă corectez dacă greșesc, dar e o chestie la ortodox, din câte știu eu, când construiești biserica, prima dată stea nu știu câți ani, așa, după aia trebuie să o zugrăvești. Adică bine, dar preotul care era la biserica aia, preotul ăla fusese anchetat pentru trafic de țigări. Păi, dar tu ai spus mai înainte că asta era da, spunea, joacă acolo.
Na, fac și na, n-aș vrea să spun cum îl cheamă, că nu știu la cine ajunge, cum ajunge. Nu mai contează, această... nu mai contează. Toată lumea știe sub numele de Popa Kent. Papa Kent. Popa Kent. Popa Kent. Mamă, e... E sună bine, sună o nuvelă interbelică, Popa Kent. Da, Popa Kent din Maramureș. Bun, ce crezi că se mai întâmplă anul ăsta cu Crăciumeara ta și cum încheie anul? Eu nu sper la nimic altceva decât să supraviețuim până în primăvară. Că asta spun, că toată lumea speră că în primăvară lucrurile o să revină la normal, cât o să ne lase, adică o să mai ridice din restricții. O să putem să deschidem în interior, o să putem să refolosim terasele. Chiar acum putem să le folosim, dar sunt minus grade deja. Și toată lumea cred că asta speră. Adică eu sper să... Nu mă gândesc să fac ceva, adică să mă dezvolt sau să fac ceva în sensul ăsta. Nici vorbă. Doar să rămânem așa, să livrăm aceeași calitate pe care o facem și acum, să rămânem la fel și să supraviețuim. Atât tot îmi doresc. Ok. Și oricum ai anunțat că și de 1 decembrie ai un eveniment, da, pe delivery. Da, o să vrem să facem, am și vorbit cu tine, să facem și de... A, da, de și de ianuarie, anul nou, de 1 ianuarie, zama albă. Zama albă, cum a făcut... Facem o tradiție. Abia aștept. Anul trecut, da. Anul trecut, mă rog, anul ăsta. Zama acră, din aia numai perfectă pentru magmureală, cu tarhon și afumătură. Anul trecut chiar a fost bătaie. A fost fain, a fost fain. Dar bine, pe de altă parte, anul trecut puteau oamenii să intre în interior, adică a fost, da, a fost oricum super. Și asta, oricum anul trecut am stat afară. Mi s-a părut că parcă au venit familia așa la noi acasă, că erau atât de mulți oameni care ne știau, adică au venit pentru asta și ne cunoșteam. Cred că o să fie un pic neplăcut totuși să se stea în aer liber, dar o să fie o excepție anul ăsta, pentru că oamenii, știi cum e, ies un pic afară, dar mai vrei să mai stai și înăuntru, și dacă nu te lasă, cred că e un pic complicat. Da, asta cred că o să vedem la iarnă. Da, o să facem și delivery, adică pentru că asta e situația. Acolo mi se pare că e baza. Acolo mi se pare că e baza. Asta facem în momentul de față. Adică paninarul 90% din venituri sunt din livrări. Păi unde? Că înăuntru sunt și așa puține locuri. Acum că nu te lasă să stai. Și când te lăsa, adică el avea trei locuri. Nu lasă de capacitate. Puteam să bag 10 oameni în tot anul, toată cărciuma ce făceam cu ei. Păi eu cred că o să fie un an la fel de prost ca și până acum. Dar... A, și sunt convinsă că și anul viitor o să fie la fel. Asta e problema. Bă, să sperăm că după zama acră de afumătură de la 1 ianuarie se vor schimba lucrurile. Melinda, îți mulțumim că ai venit. Și asta rămâne acasă, pentru că fost drăguț. Ia stai așa.